Eu, dacă ar fi profesor, fetițele, Powerpuff, sezonul 2, episodul 12. Dulce! Acrișor! Și ceva fermecător! Acestea sunt ingredientele pentru a crea fetițele perfecte! Dar profesorul Alexa a alunecat ca un prost pe o banană de pluș și a adăugat din greșeală elementul X în oală! În acel moment a apărut o explozie neașteptată și au apărut fetițele Powerpuff! Luminița Uraganu, Ioana Minune și Isabela Vigelie! Stop, stop, opriți filmarea! Stau să opriți, domn profesor! Dar astea trei nu sunt Ioana, Luminița și gagica aia dumneavoastră cu care faceți prostii noaptea! Da taci, pichi din gura, acum sunt fetițele Powerpuff, au super puteri, este rolul lor principal, nu te mai băga tu peste ele, da? Hai să intri și tu mai încolo în episod, bine? Putem continua acum, domn profesor, să ne mai întrerupe prostă la anul acela de pichi. Sigur că da, dragă Isabela. Bine. Reluăm și așa au apărut fetițele Powerpuff, Isabela, Ioana și Luminița, pregătite să-și dea viața pentru a înfrânge forțele răului. În timp ce voi stați în pat și vă uitați la acest serial, Mojo Jojo, a.k.a. Covidius, atacă orașul și împrăștie Covidul peste tot! Stop, mă, Covidius, stop! Ce-i cu tine? Covidul nu mănâncă creier? Ah, bine, domnul profesor! Vai de capul meu, lăsăm așa! Ajutor! Ajutor! Covidius a nebunit, nu vreau să iau Covidul, mi-au făcut vaccinul! Nu! Dar stați liniștiți că Isabela este Petru ca să-l ajute pe Alex. Și uite așa, teribilul Covidiuț a fost trântit la pământ de către Isabela, Alex rind în sus de fericire. Hei frumoasă, mulțumesc că m-ai salvat. Poți să te scot la un suc ca să mă revanșez? Proastă replică, Alex. Măi, Alex, mai bine taci din gură. Momentul acela când scorpia aia bătrână vrea să spună o notă proastă ca să nu-ți mai iasă media și să te lase repetent, ia fiți atent. Nu, doamna, vă rog eu, nu! Nu! O să rămânem repetenți! Nu! Vă pun doi la tot și vă las repetenți! Stați liniștiți, că ajutoarele sunt pe drum pentru a rezolva situația! Cine ești tu? Ce întrebări mai pui și tu, Cotoranța? Oare cine poate să fie Ioana Minune în atac ca să salveze elevii? Bam! Și Cotoranța și-a luat somnic. Ia uitați ce frumos doarme babornița! Și asta se numește o treabă bine făcută, dar stați așa, încă nu s-a terminat treaba! Ca să fie misiunea completă, Ioana mai are ceva de rezolvat și a terminat. Ah, mulțumim, e salvatoarea noastră! Te iubesc, te iau de nevastă! Stai departe din țosule, mi-a făcut doar datoria! Ai rămas vreodată blocat cu capul în WC și nu mai poți ieși? Stai liniștit că Luminița este pe drum să te salveze! Ajută-mă să mă ajute! Tocmai le-ați văzut pe fetițele Powerpuff în acțiune, cum au salvat lumea de răufăcători. Nu uitați, dragii mei, că fetițele Powerpuff sunt mereu alături de voi să vă ajute la ananghie, să vă scoată capul din WC-ul, să vă scape de doiul la biologie, matematică, chimie sau cine știe, Covidul vrea să vă atace, fetițele Powerpuff sunt mereu alături de voi. Noi v-am pupat și vă urăm o săptămână cât mai ușoară. Vă speriat, recunoașteți, v-am
mamă, ce îmi place să vă distrez cu voi. Vă iubesc la nebunie, bă. Da, vă iubesc. Da, ce voiam să vorbesc cu voi. Pe lângă că vă iubesc, da, da, și nu este vrăjeală, vreau să vă spun că urmează sezonul 3 din Eu dacă aș fi profesor și o să fie super șmecher și o să vă placă. Dar v-aș ruga să dați voi un subscribe, să ajungeți noi la 110.000 să ne distrăm, să aprindeți clopoțelul și să dați un follow pe Instagram, să facem și acolo 110.000 urmăritori. Da. Da, și să ne distrăm, nu? Și nu uitați, luați-vă și voi un membru, membru prietenaș, șef, suprem, mega prietenaș, prietenaș simplu. Ne-am dorit să fiți în comunitatea noastră de prietenași cât mai mulți. Vă pupăm și vă iubim. Și nu uitați că scoatem mărci, tricouri, că Eu dacă aș fi profesor, o să vă placă!